Și am și terminat problema asta frumoasă, interesantă. Și mă gândeam acum să nu o șterg, să facem noi o problemă. Să construim noi? Da. Deci lăsăm ipoteza autorului și ducem așa. Adăugăm fie... În ipoteză? În ipoteză, A e bisectoarea. Da? A, A e bisectoarea unghiului B, A, C. A e bisectoarea unghiului B, A, C. Deci A e bisectoarea unghiului B, A, C, da? B, A, C, da. Bun. 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 Și acum adăugăm la A și la B punctul C. C. Să se arate că M e congruent cu N e. E congruent cu... N e, da? Exact. Deci, am mai adăugat o cerință. Nu știm ce am demonstrat pe aici. Deci noi avem problema clară acum, punctele A și B sunt de așa. Foarte clare pentru noi. O rezolvat, am rezolvat partea asta și acum am mai adăugat ceva. M e congruent cu E. E, nu, M e congruent cu E. Nu, să demonstrăm asta. Ia să vedem, fetele, aveți idei? M e, vrea domnul profesor, deci asta este bisectoare. Dacă e bisectoare în lungi, isoscel, știm că este și înălțime și mediană și mediatoare, ceea ce înseamnă că ăsta e cât ăsta. Da, deci am... Știm că unghiul ăsta e cât ăsta. Cum? Nu fac. Eu vă zic ce știm din ipoteză, în rest. Bun. Deci mă, e să fie cât e N. Ne folosim din tot ce știm de la punctele A și B? Sigur, da. Asta e cât asta? Da, da. Încercăm să luăm punctele A, M, E cu A, N, E. Normal, ăla le luăm imediat. A, M, E și cu A, N, E. A e congruent cu... M, A e latură comună. Da. A e latură comună, da. Și M, A e... Da. Și M, A e congruent cu E, A... Unghiul, dacă nu zici unghiul, eu... Unghiul, unghiul. Unghiul, M, A e, ăla de acolo, că asta e bisectoară. Asta e cât ăsta, ăsta e cât ăsta și gata. Pur și simplu am adăugat o congruență de două triunghiuri, nu? Exact. Da. Ca să fie M, E cât E, N, neapărat trebuie să-l surprindem două triunghiuri. Da. Și eu pot și scriu repede că da, începem. Fie triunghiurile. La punctul C, da? Le-am da, să demonstrați. Fie triunghiurile A, M, E, Anca, dacă m-ai urmărit, poți să zici tu și triunghiul A, dacă vede de sus. Da, și triunghiul. Și triunghiul A, E, care? Nu. A, E. La cele două triunghiuri avem acolo. Ce avem acolo? Repede. Am congruentă cu cât? Cu cine? Am demonstrat. Cu am zis că e triunghiul isoscel la mână. Corect. Deci avem A, M, congruent, congruent cu A, nu. Chiar spune punctul demonstrat. B. Demonstrat la punctul B. La punctul B. Exact. Așa. Bun. Ce mai avem? A e latură comună, Ancuța? Ați fi vrut unghiul. Dacă ați bagi latură, unghi latură să fie unghiul între ele, nu nimic. Așa. Și unghiul care am dat? M, A, E. Congruim cu unghiul. E, A. N, A, E. Cu N, A, E. M, A. E, A, N. E, bun. E, A, N. Deoarece A, E bisectoare, sau cum scriem? În paranteză spunem ipoteză. Ipoteza am adăugat. A, noi am adăugat asta în ipoteză. Exact. Da, corect. Da, da, da. Rezultă, conform cazului de congruență, la încă. Cele două triunghiuri luate în discuție. Sunt congruente cu și latul. Triunghiul A, M, E. A, M, E congruent. Congruent cu triunghiul A, E, N. Și atunci, din congruenta celor două. Toate celelalte trei elemente sunt congruente. Avem o latură, M, E, ceea ce trebuia să demonstrăm. M, E congruentă cu N, E. Și subliniez, domn profesor, ca asta da, să demonstrăm. Și acum să zicem și de celelalte două unghiuri, că așa ne-ați învățat. Și spunem, Ancuța, care sunt celelalte două unghiuri? A, M, E. A, N, E.
cu A? Nu. Nu. E. Da? Și? Și A. Și A e M. A e M cu A e M. Congruent, eu A e M. Mai compunem un problemă sau să facem alta? Ne oprim aici. Să încercăm o altă problemă, problema 15. Deci, vedeți, am ajuns la performanța încât mai adăugăm noi, complicăm problemele. Pentru că Miruna a încercat pe partea cealaltă, nu? Da. De la ideea ei să folosească bisectoarea, a zis, hai să mergem și... Să simplificăm și asta? Nu, nu prea mergea, pentru că, nu, ai văzut, tu nu avem elementul acela, alea două congruente, da. Dar... Îndată ne-am întors și am mers problema foarte bine. Deci o faci acum problema. 15, da? Și ștergem... Nu mai folosim cărpa audă, ca să se usuce între timp. Așa. Zice așa problema 15. Triunghiul ABC isoscel cu baza BC. Când zici cu baza BC, ne spune că AB congruent cu AC. În culisie ne spune că AB congruent cu AC. AC. Pe baza. Da. Fie AD perpendiculară pe BC. AD perpendiculară pe BC. Cu virgulă de aparține lui BC. Aparține lui BC, segment la capete deschis, adică fără să nu pică pe B și pe C, de din punct interior. Bun. Prelungim segmentul AD, segmentul AD, AD, așa încât DM să fie congruent cu AD. M, deci prelungim, pe prelungirea lui AD, se ia un punct M, așa încât deci, cred că trebuie să le descriu altele. DM congruent cu cine-i profesor? DM congruent cu AD. Da. Trebuie să fac figura ca să vedem? Virgulă. D aparține lui AM. D este pe interiorul AM. Păi D e pe BC. D este pe BC. Da. Și D acum este și pe AM, că s-a prelungit AM și D e la mijloc. Poți să fac desenul ca să înțeleagă? Bine, hai. Deci facem un triunghi isoscel. Iau ascuțit unghi? Da, 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 da. Unghiul ascuțit. A, B, C. Așa. A e cât aia. Bun, unghiul de la bază știm repede că sunt congruente. A, D, o tu pe... Deci când am zis isoscel, latul egal și congruent. Da, asta cât asta, ăsta cât ăsta. Da. Da, copii? Da, fetele? Da. Bun. A, D, O, D, perpendiculară pe BC, perpendiculară ai drumul ce-am mai spus, domnul profesor, din când am învățat. Da? Și e, într-un triunghi, în momentul ăsta, mintea ne fuge. Într-un da? Triunghi isoscel, înălțimea, e și bisectoare, e și mediană, și mediatoare asta. Adică dă-i la mijloc. Că și ăsta e cât ăsta, și aici, aici e cât ăsta. Da, 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 da. Aceste lucruri se generează. Imediat în minte au plecat în mintea noastră. Corect, deci, și Miruna? A, D și mediană, adică dă-i la mijloc. Da. Și că e bisectoare, adică unghiul acolo a fost împărțit în două unghiuri congruente. Nu știu dacă v-a folosit, dar eu astea lucruri trebuie să le am în minte, da? După aceea aici n-am înțeles, domnul profesor, dacă îmi spune. Spune, se prelungește AD în jos, cum ar veni. Încă o dată segmentul? Încă o dată lungimea lui AD. Și se oprește într-un punct M. Mă opresc la încă o dată segmentul sau oriunde? Nu, nu, astfel nu. Încât DM să DM să fie cât AD. A, AD, deci înseamnă că încă o dată. Așa, încă o dată. Și în autorul, și traducem chestia asta că D este pe AM, ca să fie colineare. D este... Scriu D este pe AM sau D scriu? Aparține. D aparține. AM. AM. AM cum îl pot? Segment deschis. D, că e M, adică la mijloc, da? Corect. D, M, congruent. Deci... Deci, acum, ăsta... Așa, așa. Deci, autorul ne spune că prelungim înălțimea corect cu încă un segment de M, care să fie cât AD. Da? Da. Cu încă un segment da, de M. Ăla e cât ăla. Corect. Și în ordinea asta, din data asta, D era înainte pe BC, dar este și pe AM. Corect.
Da? Da. Încât să avem ordinea A, D, M. A, D, M. Voi și scriu A, D, M. Asta. Corect. Bine. Ce ne cere? După ce am văzut face, demonstrați că concluzia. A, asta e ipoteza, a fost da, că AB paralelă cu CM. AB. AB paralelă cu CM. Și AC paralelă cu BM. Așa. AB cu C. Așa. A primul punct. La A sau și AB. AB, AB. Paralelă cu? AB cu CM. AB cu CM și AC cu și BM. A... AC cu BM. Bă. Adică... Exact. Atât, da? Da. Bun. Eu pentru AB paralelă cu CM. Hai să oprim la AB paralelă cu CM. Ele două în discuție. Le prelungim. Așa. Ca să vedeți voi mai bine. M-aș uita și la o secantă care să mă ajute. O secantă convenabilă, că da. E o problemă să ne fie de folos. Miruna o lăsăm. O lăsăm pe Miruna, Miruna mea, ca pe cine vrea să care dintre voi. Ce secantă vreți să luați? Am. O ia Miruna. Miruna s-a luprit la secanta AM. Și eu tot la asta m-aș lupri. Da? Da. Este ideea ei. Să vedem, Anca. Dacă tu ești de acord cu secanta asta AM, îndată pentru secanta asta te duci repede la niște unghiuri, da. Antenitele, antenitele corespondente, știi? La așa cu ăla mic, de... A, așa, da, ăsta, da. Eu... Ca să ne surprinzi corespondentele. Da. Corespondente sau alternitele? Nu, alternitele. Alternitele, da. Sigur că da. Ei, dacă poți să arăți că acele sunt congruente, gata e problema, e obligat să fie paralele. Păi și avem așa, BAD congruent cu DAC, unghiurile BAD congruent cu DAC, deoarece AD este constitutoare. Așa. BD cu DAC, deoarece AD este și mediană. BD? Cu DAC. Asta, da. Așa. Și AB cu AC. Da, stai, stai. Ce triunghiul? Te-ai dus în triunghi sau ce? Nu, că nu înțeleg. Da. Vreau să mă opresc la ceva ca să-mi schimbi toate. Oarece triunghiul sunt. B... Orice triunghiul ai luat acolo, toate, ai și laturi, ai tot. Asta e. B, A, M. Și D, A... Ai zis B, A, M. Triunghiul B, A, M, da? B, da. A, M. Da. Cu care triunghi? Și A, M, C. B, A, M și A, M, C. Da. Adică ăsta. Da. Și ăsta. Acele două triunghiuri, da? Bun. Ce ai despre cele două triunghiuri? B, A, M, cu M, A, C. A, M, latură comună. A, M, latură comună. B, A, M, cu M, A, C. B, A, M, ce unghi? Da. B, A, M, păi unghi. Zi, mama. Sigur că te zic, B, A, M, poate fi da. Unghi. Exact. Zi unghi. Unghi, 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 adică A1. A1 cu A2. Da. Da. Și am avem... AB cu AC. Da. Și atunci... Dar nu, AB cu AC, păi... Cum nu ai AB cu AC din ipoteză? Da, da, bun. Ai latură, da, un latură. Da, da, da. Te-a de capul. Da, așa. Ușor. Ești răsat. Miruna, și din cauza asta, triunghiurile sunt congruente, da. Conform cazului latură, da. Latură. Și ce dacă? Păi și atunci avem unghiul A acolo și unghiul M. Și ele sunt alternite. Nu. Știi bine că triunghiurile sunt congruente, da? Da. Da. Și atunci avem și unghiul B, A, M cu unghiul B, A, M. B, A, M. Cu A, M, C. De unde știi că B, A, M? Păi B, A, M era cât M, A, C. 1 cu 2. A, 1 cu A, 2. Sigur că da. De unde sari tu? Deci B, A, M, ăsta de aici era cât ăsta. De unde sari tu că ăsta ar fi cât ăsta? Ce motive are? Triunghiuri am înțeles că sunt congruente. În triunghiuri congruente, la unghiuri congruente, se opun laturi congruente. Da. Adică B, M,
ar fi cât mc, nu? Între unghiuri congruente. La unghiuri congruente se opun laturi congruente. Am înțeles că asta ar fi. Și atunci unghiul de aici, m1, ar fi cât m2. Da. Deci, în clipa asta, m1 cu m2 vine. De acord cu asta? Deci? A1 va fi cât cu 1. Dar n-am niciun motiv. Eu aș lua triunghiul ABD, domnul profesor, ăsta, cu ăsta. Deci numai ăsta. Da, și avem ăla A, D, B de 90 grade, C, D, M de 90 grade, avem... Dreptunghice? Da. Dreptunghice, da. Am avea A, B... B, D, C, D, C. Da. B, D, C, D, C din faptul că e mediană, la mijloc. A, B, C, C, M, tocmai ce demonstram la mai înainte din celelalte două triunghiuri. Gata. Avem catetă. Dar ne putem opri numai la cine de autorul. B, D e cât de G și A, D e cât de M, că nu degeaba. A, da, așa, gata, că am uitat. Și A, D, cât de M. Nici mai trebuie să mă duc la celelalte care le-am demonstrat. Sunt două triunghiuri de atunci și catetă, catetă. Și trebuie să concurente. Și cum fii concurente, unghiul de aici, cât ăsta de aici. Pentru că ăsta se uite spre D, C. Dar celălalt se uite pe B, D. Cum ele concurente. La revedere. Așa, eu le-aș nu mai peste. Da, sigur că de acolo trebuia să ne ducem. Așa, pe partea cealaltă am muncit mai mult. Exact. Deci e suficient așa să ne oprim la triunghiuri. Deci fie... Demonstrați. Demonstrați. Fie triunghiurile A, B, D și triunghiul D, C, M. Da. Cele două, despre cele două putem spune, Miruna, ajută-mă, te rog. Despre cele două putem spune așa, A, sunt dreptunghice, A, D, B, măsura lui A, D, B, egală cu măsura lui C, D, B și egală. Măsura unghiului. Care? Egală cu măsura A, D. Da, mama, dar zic ca să poți să-ți scriu, egală cu măsura unghiului. A, M, D, C. Egal cu 90 de grade. Asta din ipoteză. Din ipoteză. Marcăm. BD cu TC congruente. BD congruent segmentul BD. Congruent cu TC. Congruent cu DC. Tot de unde? Tot din ipoteză. Tu îi știi sus, cerci ca aduse înălțimea și și mediană și mediatoare și toată. Da. Și AD cu D. Și AD cu D. Congruent cu DM, tot din ipoteză. Din rezultă, conform cadrul incongruență, vreau la triunghiul ăsta, dreptunghi, caz. Da, B, ipotenuză catetă. Care ipotenuza? Care ipotenuza? B, A. Noi am luat-o pe B, D și pe A, D. A, B, D și A, D. Noi am luat pe ăsta, catetă, catetă. Cei două triunghiuri luate în discuție. De fapt, ascunde cazul laturul-unghi-latur. Laturul-unghi-latur, da. E unghiul de anterior ordinat. Triunghiul A, B, D, congruent cu triunghiul D, C, M. Și din congruența acelor două triunghiuri rezultă că și celelalte laturi, celelalte elemente, elemente da. Ne luate în discuții, care sunt? Celelalte trei. Că trei le-am luat, trei nu. A, B, C, M. Da. Profesor, nu-i frumos stați în bancă? Excelent. A, B, e cât câmă, da? A, B, D, e cât... Unghiul, zici, da? Păi, mama, dacă tu zici A, B, D, eu nu știu la ce te gândești. Unghiul A, B, D, e cât D, C, B, D, C, M. A, eu așa știu, cum zici tu, A, B, D? Da. E congruent cu unghiul. D, C, M. Anca, tu ești de acord? Domnul profesor, nu aveți nimic de comentat? Nu, las pe ele, că ele sunt cele care contează. A, B, D, da? Adică unghiul de aici, zice ea. Care unghiul? A, B, D, ăsta de aici. E cât? D, C, M. Mi-a zis. Cât ăsta de aici, domnul profesor. Are dreptate? Ce spui, Anca? Are dreptate? Eu nu cred că are dreptate. Dacă tu crezi că motivează, eu nu știu de ce. Unghiul ăsta se uită către latura A, D. A, D. Latura A, D e congruent cu latura D, M. Și unghiul opus laturii D, M este? D,
Înseamnă că au avut dreptate. Da. Vă zis bine, nu ne-au păcălit, domnul profesor. Nu ne-au păcălit. Și mai trebuie un element. Încă un element. Care? Un unghi. Un col. B, A, D. Unghiul, nu latură. Unghiul, B, A, D. Ăla care mă interesa cel mai tare. Congruent cu ăsta din M. Cu D, M, C. Al treilea unghi. Da, concret cu al treilea unghi. Asta. Și subliniem că asta. Subliniez asta că asta mă interesa pe mine. Da. Și acest rezultat. Și acum fie pentru așa. Pentru dreptele care A, B și C, M, da? Exact. A, B, virgulă, C, M. Și secanta C, M. Sub secanta. Și secanta care am zis A, M. A, M. Cele două unghiuri. Acoladă. Acoladă. Unghiurile acele unghiul. Două sunt alterne, interne. B, A, D. B, A, D. D și unghiul D, M, C. Și D, M, C. Alterne, interne. Alterne, interne. Și de sub sunt și congruente. Interne. Și de sub adăugăm că sunt și congruente, adică B, A, D, congruent. La unghiul B, A, D am demonstrat că este congruent cu D, M, C. Și acum, alterne, interne și congruente le obligă acolo, le obligă pe cele două drepte. Cele două drepte, raportul adică secantă. A, B, da. Paralel cu C, M. Și cu asta am demonstrat clar. Mai vrei și A, C, cu M, vrem? M. Vrem Anca face asta. Anca sau Miruna să facă, că se poate așa, domn profesor. A, C, cu A, C, acum imediat eu vă șterg ăstea care ne încurcă. Uite, și vă fac, vă ajut. Deci A, C, cu B, M. Deșteaptă am fost un profesor. Foarte tare. Ați văzut ce deșteaptă am fost? Foarte deșteaptă. Așa, ia să vă fac eu repede. Aici, deci A, C, acum asta. Și cu asta. Da? Acele două drepte. Da? Acum șterg și eu cu asta. Ai uscat, da. A, C. Să demonstrăm că A, C e cât? Paralelă. Paralelă cu drumul. Da? E așa. La ce drepte să ne oprim? Obligator la cele pe care ne sugere autorul. Și ce se cantă acum? Ce se cantă? Acele două drepte și se cantă? Se cantă a... Care? Tot a nu vreți. Yeah. Bun. A, hai să vedem de ce vreți tot se cantă a... Că nu sunt duc de a 1 cum... 1. Și se cantă asta. A 1 cum... Anca, tu ce părere ai? Te rog să... Păi să... A 1 cum... Are dreptate... La secanta să te gândi și tu. Sau să luăm altă secantă? A unul cum unul am demonstrat. Păi da, și nu sunt alterne interne. Am zis și demonstrat și gata. Cum? Ea zice pentru ăsta două drepte și secanta asta. Da. A? Tot unghiul ăsta cu ăsta. Păi nu mă încălzești. De ce? Pentru că sunt paralele alte. Mi-e trebuie să te pentru... Celelalte unghiuri. Alte două unghiuri tăiate de... Deci tu nu mai treabă cu... Ăsta două drepte, da? Ăsta două drepte. Și cu ăsta la alte. Și pentru că le-ai pe ăsta în vedere. Da. Și secanta asta. Bine ar fi ca unghiurile astea să fie complet. Acum celelalte două. A2 și M2, că nu? A2 și M2, da. A2 și M2 ți-ar place să fie complete. Că în plan... Păi și pe... luăm celelalte două unghiuri, da, trei unghiuri care nu le-am luat. B-d, nu, cu A-d, cu s-o pus la B-d. Acum vom lua triunghiul ăsta. Exact. Deci este o repetiție în oglindă a demonstrației. Corect. Este o repetiție în oglindă. Corect. Luăm cele două triunghiuri în discuție. Anca, te rog să conduci tu. Fie triunghiurile. Fie triunghiurile. Alea două care le-am punctat, am învățat. A, D, C. A, D, C. Asta e D. A, D, C, ăsta adică. A, D, C, și triunghiul. Ăsta de jos. B, D, M.
ce putem să spunem despre ele? Putem să spunem că avem. Din ipoteză, că așa a fost. Era scris aici. Acolo era. Dă-mă cu... Încă o dată, mai tare, mai e Anca. Așa, din ipoteză că știm noi a fost dusă bisectoarea aceea sau înălțime și mediană de toate. Da, deci putem marca tot din ipoteză. Și am să fac unghiul la mișto, pentru că triunghiurile sunt cum? Măsura unghiului. Care? ADG. Este egală cu măsura unghiului. Care? BDM. Da. Egală cu 90 de grade. Conform cadrului din. Care? Catetă. Sigur că da. Triunghiurile luate în discuție sunt congruente. Triunghiul A, D, C este congruent cu triunghiul B, D, M. Și celelalte trei elemente din relație cu funcție sunt și ele congruente? Adică A, C este cu B, M. Congruent cu B, M. Da. B, B, B. Unghiul ăsta care mai... Sau luăm pe celălalt întâi de profesor, cum ziceți? Toate elementele scrie. Unul din o pereche de acord și o pereche. Da. A, C, D. Congruent cu unghiul ăsta de aici, cu care să fie? Cu ăsta de aici, uite de latura asta, cu ăsta de aici, da? Cu D, B, M. Și unghiul care mă interesează. D, A, C. Congruent cu unghiul. B, M, D și subliniez. Și acum, pentru dreptele, care am dat? Care drepte? A, C și B, M. A, C și B, M. Și secanta? Secanta care? Am luat-o? A, M. Ce avem? Avem odată că D, A, C. Pentru aceste două drepturi secanta rezultă că... D, A, C și B, M, D sunt alterne. Da. Deci D, A, C, unghiurile. Și B, M, D, alterne, interne. Da. Și sunt și congruente. Asta, adăugăm că sunt și congruente. D, A, C, l-am demonstrat. Congruent cu unghiul B, M, D. Scrim acolo demonstrat. Din demonstrație. Da. Din acest rezultă că drepte dreptele AC paralelă cu B, M. Și iată problema completă demonstrată. Terminat. Vezi, vedeți, foarte interesantă problema. Recunoașteți ce figură este aceea? A, B, A, B, C, M? Mm-hmm. Ce figură este A, B, C, M? Romb? Da. Este romb, da? Deci ce este rombul? Este paralelogramul. Un paralelogram? Este un paralelogram. Dar ce e paralelogramul? Paralelogramul este patru laterul, cu laturile opuse paralele două câte două. Tocmai ce am demonstrat, domnul. Da? Tocmai asta este. Deci, patru laterul în care laturile opuse sunt paralele două câte două. Așa, ăsta este paralelogramul, da? Da. E bine. Asta e definiția paralelogramului. Laturile opuse sunt paralele două câte două. Bun. Pentru romb este un paralelogram în care două laturi vecine sunt congruente. Deci este un paralelogram care are o altă calitate. Două laturi vecine sunt congruente. Și nu rămâne și prima calitate? Că e paralelogram? Păi este. A zis paralelogram. Deci, că e paralelogramul. Deci ăstea sunt paralele, două câte da. Două. Și ăstea vecine sunt congruente. Când zic romb. Exact.
Deci când am zis că mai întâi... Atent, Iruna, ca să o să învățați, să vă ajută. Foarte interesant. Nu vă bagă degeaba. Fac câțiva pași acum. Ca să vă ajute. Adică trebuia să știm că abu e congruent cu cămâni. Când vă zice că se dă rombul. Da, nu, n-a spus se dă rombul. Da, noi am construit și un romb. Nu, am ajuns să demonstrăm că e doar paralelogram. Da. Deci pentru început, autorul a spus așa, îți dau ție un triunghi isoscel, adică două laturi și trecine, le ascundea construcția paralelogramului. Da, corect. A rombului, care a rombului, de fapt. Da, a rombului. Da. Că da, deja două laturi vecine. Corect. Și în construcția care o fac, zice, duci tu înălțimea, prelungești încă o dată, ăstea se cheamă diagonale într-un romb. Corect. Și încă ceva descoperim. Figura este un romb, cum am spus, iar diagonale într-un romb sunt perpendiculare. Perpendiculare. Iată, înapoi acum problema. Corect. Pentru unghiile, da, într-adevăr, sunt. Aici formează unghiile înapoi. Și se înjumătățesc. Deci iată niște lucruri foarte importante. Ia notați-vă așa. Notați-vă aceste lucruri. Mai întâi, ce este paralelogramul, da? Paralelogramul. Definiție. Definiția paralelogramului. Definiție. Scrie aici, apar și bine. Paralelogramul, definiție, înseamnă așa. Patru laterul, ce are laturile opuse paralele două câte două. Paralelogram. Hai să spui și patru laterul care are laturile opuse. Așa da, așa. Patru laterul care are laturile opuse paralele două câte două. Asta e definiția. Patru laterul ce are laturile opuse paralele două câte două. Vreți să scrie pe tablă? Da. Paralelogram. Definiție, tot așa de mătește. Așa. Definiție. Patru lateruri ce are laturile opuse, paralele două câte două. Înainte de a ajunge la romb, mai insistăm un pic la patru laterul acesta, la paralelogramul acesta, că este superb. Să mai constatăm ceva interesant. Tot mai facem un pas în față. Să vedeți că tot geometrie este în... Se leagă mai de altă, că nu e degeaba. E bine, asta a uscat un pic. Desenează, te rog, un paralelogram. Aici? Nu, aici. Acolo o să scrim niște probleme. Cu așa, cu laturile? Da. Paralelogramul desenează pur și simplu în patru puncte, fără să duci laturile paralele, cum am dus și așa. Așa. Să nu le duc? Ia faceți-o dumneavoastră. Deci, am dus-o pe asta. Da. Duc și pe cealaltă paralelă. Așa. Și pe asta laturile două paralele, așa. Ok. Asta este paralelogramul pe care l-am. Și notăm A, B, C, G. Bun. Deci asta e un paralelogram. Asta e un paralelogram. Vreau să găsesc, laturile opuse sunt paralele două câte două. Dacă știm că sunt paralele, gata. Acum fructificăm cunoștințele de paralelism. Da. Două drepte paralele. Pe aia trebuie să se cantă asta. Formează unghiuri. Alterne interne. Toate perechele... Congruente. Perechele sunt congruente, da? Toate. Cele opt. Da. Adică, în mod sigur, unghiul de aici este congruent cu ăsta de aici, ca fiind corespondente. Da. Ăla de acolo e cât ăla din de sus. Ăsta de aici, care? Ăsta e cât ăsta? Așa, ca fiind alterne interne. Corect. Da. Mai am... Și cât ăsta? Ăsta de aici, cât ăsta, ca fiind tot alterne interne. Da, avem și alterne interne. Ăsta aici împreună fac 180 de grade. Corect. Adică ăsta și cu ăsta fac 180 de grade. Deci două unghiuri alăturate fac 180 de grade. O primă chestie foarte importantă. Deci unghiul ăsta e cât ăsta, ca fiind corespondente. Corect.
Iar ăsta și cu ăsta de aici fac împreună stop zic că este unghia lungită aici, nu? Corect. Adică, nu se spune ăsta și cu ăsta, pot să spună ăsta și cu ăsta. O stop de jigrat. O primă consecință. Super, fain, dar ce crede, dar nu profesor. Da. Consecința 1. Consecință. Ați înțeles, fetele? Da. Unghiul B, A, D. B, A, D. B, A, D. Congruent cu... Unghiul, hai să luăm așa, aici... Nu, să zic, dacă dăm consecința, o dăm pe asta. B, A, D, plus unghiul A, D, C. A, D, C. Măsura, trebuie spus, nu? Măsura unghiului B, A, D, plus măsura unghiului așa, egal 180 de grade. Deci suma unghiurilor alăturate unei laturi, fac 180 de grade. Asta e o primă consecință. Tot atât de bine ăsta și cu ăsta fac tot. Din același motiv. Corect. Deci stați o secundă. Păi e o chestie tare acum. Deci, ăsta și cu ăsta fac 180 de grade. Ăsta și cu ăsta fac 180 de grade. Asta înseamnă că și ăla și cu ăsta. Ăsta și cu ăsta sunt congruente. Congruente, corect. Adică unghiile opuse într-un paralel sunt congruente. A doua consecință. Consecința numărul 2. Da, consecința numărul 2. Da? Unghiurile opuse... Unghiurile opuse... sunt congruente. Nu mi-a trebuit să spui. Păi așa am făcut. Da? Unghiurile opuse sunt congruente. Iruna, dacă n-ai înțeles, insistă cu ăla și pentru mine acasă. Deci, ăsta și cu ăsta fac împreună... 180. 180. Tot atât de bine și pe partea asta, dacă îți legă, fac tot 180. Și fiindcă au același cum scheam când la până la 180 grade, să nu mea într-o fermă, două unghiuri care pe unul fac 180 grade. Suplimentare și complementare. Dar asta e... Unde, când e complementare? Suplimentare sunt când fac 180, complementare sunt când mai trebuie până la 180 unghiul. Două unghiuri adiacente, două unghiuri vecine, care fac împreună 180 grade. Se numesc? Sunt... suplimentare sau complementare? Suplimentare. Da. La 90 era complementare. Da. Da? Când făceam împreună 90 de grade, sunt complementare. Deci aici sunt suplimentare. Da? Suplimentare. Deci sunt cele două unghiuri. Da? Da. Bun. Și valorificând și pe partea asta altă, și având același unghi, același supliment, da? Același supliment, înseamnă că unghiurile astea sunt congruente. Și tot așa judecăm și că astea sunt congruente. Corect. Înseamnă că într-un paralelogram unghiurile opuse sunt congruente. Este superbă această consecință, a doua pe care trebuie să o țin minte. Deci, laturile opuse paralele două paralelogram. Măsura... Atâta, asta ar fi definiția. Da? Definiția lui. De aceea, la prima consecință, măsura unghiului. Suma măsurilor unghiilor alăturate unei laturi. Unei laturi, 180 de grade. Și unghiurile opuse sunt congruente. De aici am dus pe, am neamus la altă poziție, că unghiurile opuse sunt congruente. Știi ce mi-aș dori să încerc? Parcă latura asta ar fi cât asta, zic eu. Păi, a zis că sunt paralele? Nu sunt paralele două câte două? Atât paralele, dar nu și congruente. A, nu și congruente, doar paralele. Hai să încercăm să arătăm că sunt și congruente. Ce? Latura, uite, că D, A, e cât C... Că B și că D, C, cât A, B... Pentru că eu știu, da, și D, C, cât A, B... Dar de unde știm? Știm. Nu știm dacă sunt paralele două câte două. Dar noi dorim acum ceva în plus... Păi unim D cu B. Ia să vedem. Să unim pe D cu B. Construit. Și luăm cele două triunghiuri în discuție. Corect. Și folosim de unghiuri în primul rând. Cred că deci, aici e... Miezul problemei, nu aici. Da. Deci, dacă ne ducem la cele două triunghiuri pe care tu le-ai surprins, da. Avem, avem pe că dâmpă e comună. Corect. Unghiul ăsta de aici e de cât ăsta, de deci, acolo. Opuse la vârf, opuse într-un paralelogram. Opuse în paralelogram. Am vorbit. Am vorbit că sunt congruente. Da. Da. După aceea, deci avem asta comună, avem astea și ce mai avem, domnul profesor? Nu mai avem nimic. Dar avem paralelism. Da, avem asta, paralelism. Asta e paralelism.
Și dacă e paralelismul, le luăm pe cele două drepte, de dreptele secanta BD. BD. Și atunci unghiul ăsta apare că ăsta, ca fiind alterne, interne. Corect. Și atunci al treilea va veni cât al treilea, suficient motiv pentru ca să zicem că triunghiurile sunt congruente, ca o latură și unghiul la bază, cazul 2. Și atunci DA e cât? Toate elementele sunt congruente, adică DA va fi cât CB și AB cât DC. Încă un element în plus într-un paralelogram. Într-un paralelogram, laturile opuse sunt și congruente două câte două. Poziția 3. Da, hai să și demonstrăm pe asta. Da. Deci, dar întâi s-o scriu, domnule. Da. Deci, consecința numărul 3, laturile opuse sunt congruente două câte două. Dar noi când zicem paralelogram, spunem toate astea. Se subînțeleg, dar noi avem în definiție doar faptul că laturile opuse sunt paralele două câte două. Și am de aici am descoperit multe lucruri interesante. Păi descoperim, dar asta, când zice paralelogram, noi nu le zicem cu gândul la toate astea și le punem din start. Le demonstrăm? Nu. Asta vreau să spun. Definiția în sine, doar atât. Da? Așa este. Că-s paralel. Paralel, okay. Și de acum, datorită acestor lucruri, descoperim încă niște proprietăți. Foarte interesante proprietăți. Două câte două, da? Da, sunt laturile opuse, sunt congruente, două câte două. Vedeți, noțiunea de paralelism și secanta care s-a construit aici, oferă șanse foarte rapide să putem spune în plus că laturile sunt și congruente două câte două. Să demonstrăm. Fie triunghiul. Da. Să demonstrăm pe aceasta, da? Și cealaltă, am și demonstrat și pe consecința 2 și primul, nu? Numai mi-am redat cap. Corect. Fie triunghiul... E ca o problemă. ADV. Da. Și triunghiul... DBC. Așa. Între ele putem spune așa, că avem DB latură comună. Exact. Avem unghiul DAB, fetele de acord? DAB congruent cu unghiul DCB. Exact, DCB. Din consecința numărul 2. Exact. C2, pui acolo. C2 pun. Da, consecința 2. C2. Așa. Și unghiul A. DB, congruent cu unghiul DBC și zicem în paranteză de ce? Exact. Deci și unghiul ADB. ADB. Congruent cu unghiul DBC. Și zicem în paranteză. Alterne, interne, alterne pentru paralele și secanta. Interne. Da. Pentru alterne interne, pentru dreptele DA și CB, nu? Pentru DA și C. DA și CB. Și secanta? DB. Secanta. DB. Și de aici rezultă conform calului congruente latură, unghi latură. Exact. Așa? Cele două triunghi late în discuție. Acum vei spune tu că nu-i chiar de aia plasat așa, ai doar latura asta, unghi. Latura unghi. Dar al treilea vine până la 180 grade, dacă vrei. Da, dar hai să punem la unghi. Ce am avut? Unghi, latura, unghi? Unghi, latura. Unghi, latura. Unghi, latura. Da, unghi, latura. Dar este clar că acest se subînțelege că și... Și al treilea până la 180. Ce sunt? Al treilea fac 180, 180 completează 180. Deci suplimente. Face și același 180, da? Da? Sunt același. Cele două triunghiuri sunt congruente cu DB. Da. Și din congruența celor două triunghiuri rezultă că și... Elementele. DA. DA. Congruent cu CB. Dar de ce DA cu CB? Să ne răspundă Miruna. De ce DA cu CB? Pentru că am luat triunghiile DAB cu... Sigur că da, dar de ce n-ai luat latura DA cu DC?
dintre unghiul celălalt. De ce BC? Spre D, A, privește ce unghi? Pentru că, da, spre D, A, privește unghiul B și B... Și e concurent cu unghiul din D, din D, da, la A. Și spre ea, spre unghiul acela, privește latura BC. Să se uite unghiul spre latura BC. Cu aceea D, C. Da, D, C, concurent cu... Congruent cu A, B. Exact. Iar unghiul, unghiul acela a fost de aia surprins la 180 de grade, da? Deci da. Unghiul DBA, 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 congruent cu unghiul DBA cu D, D, DB, A, ăsta de aici, cu ăla de acolo, B, D, C, B, D, C. El pot fi văzut ca și unghiul alterne interne pentru secanta aceea, dacă vrei, nu? Că paralelele sunt DC cu AB, și DB fiind secanta, deci apar ca alterne interne. Cu atât mai mult... Deci laturile opuse sunt congruente două câte două. Vedeți? Practic am avut o problemă. Ca și cum ar fi fost o problemă de sine sătătoare. Da. Într-un paralelogram demonstrați că laturile opuse sunt congruente două câte două. Și am demonstrat. Și am demonstrat chestia asta. Mai sunt și alte consecințe? Ia să vedem, ducem diagonal. O duc peste A, una și cealaltă, da. El se intersectează într-un punct O. A zis că diagonalele sunt... Ai o posibil una? Da. Diagonalele sunt perpendiculare, a zis și doar punctăm așa ce a zis dumneavoastră. Deci, a zis că diagonalele... Se intersectează, se înjumătățesc. Se înjumătățesc. Vătează și a patra. Consecința numărul 4. Da. Diagonale se înjumătățesc. Și rămânem aici. Aici ne oprim că mai facem și... Mâine, Anca, mâine facem de la 8. Poți să vii? Da. Mâine dimineața de la 8 la 10:30. Până ne sună cei de la... Da. Consecința numărul 4 și încheiem da. Fetele, da? Consecința 4. Diagonal, într-un... Sau cum scriu? Diagonal. Diagonal. Suntem în paralelogram. Diagonalele se înjumătățesc. Diagonalele. Se înjumătățesc. Și o să încercăm să-i mostrăm mâine chestia asta. Și mâine facem... O să continuăm să vedem la paralelogramul ăsta, să cercetăm. Din la paralelismul ăsta, iată aplicația ale paralelismului. Corect. Foarte interesant. Cu niște proprietăți frumoase. O să vedem acum invers, ca să arătăm că e paralelogram. Care din ele ar fi suficient? Adică plecăm cu una din ele, să vedem dacă poate să lucrească definiția. Uh-huh. Deci căutăm proprietăți echivalente ale definiției. Corect. Deci avem de scopul paralelismul, așa s-a ne-a dat drumul la o chestie foarte interesantă. Corect. Facem pașii următori. Da. La revedere, dragilor. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Nu uitați să dați like și share. Vedeți că vă învățăm chestii foarte importante. Așa este.